Inspectorii sanitari au închis o secție a spitalului din Aiud după ce un pacient a postat pe o pagină de socializare mai multe filmulețe în care a surprins șoareci și gândaci în saloanele spitalului. Cel puțin asta se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății. Acest lucru este infirmat chiar de către pacientul care a făcut primele dezvăluiri. Secția a doua a Spitalului de Pneumofiziologie din Aiud a fost închisă de către inspectorii DSP Alba, care s-au autosesizat în acest caz în urma dezvăluirilor făcute de către un pacient al spitalului. În urma controlului, inspectorii sanitari au decis închiderea temporară a secției și mutarea pacienților pe un alt palier disponibil al spitalului în vederea efectuării, deratizării și dezinsecției. Cel puțin așa reiese dintr-un comunicat al Ministerului Sănătății, însă se pare că realitatea este cu totul alta. Într-o postare pe o pagină de socializare, pacientul care a dezvăluit situația în care se află spitalul din Aiud face noi dezvăluiri. Uite acolo. Asta înseamnă marea deratizare promisă. Gange. Păi acolo. Plin. De asemenea, contrar informațiilor publicate pe pagina Ministerului Sănătății, într-un mesaj postat cu puțin timp în urmă pe Facebook, pacientul afirmă că secția spitalului nu a fost închisă și doar pacienții unui singur salon au fost mutați pentru deratizare. Secția nu este închisă, mă află la același etaj, în același salon. Au fost mutate doar persoanele din salonul nou pentru că deratizarea se face câte un salon pe rând. Azi unul, mâine altul. Potrivit aceluiași comunicat al Ministerului, spitalul din Aiud a fost amendat cu suma de 5.000 de lei și este obligat să monteze uși cu plase metalice la terase. Inspectorii sanitari nu au constatat alte deficiențe în ceea ce privește procedurile legate de condițiile de igienă. Cazul a ajuns în atenția presei și autorităților după ce un tânăr a postat pe pagina sa de socializare mai multe filmulețe din salonul de pneumofiziologie din Aiud, în care este internat.